Un meci de supercupă la Brașov cu Timișoara, o echipă care v-a învins de două ori în sezonul trecut. Cum va fi duminică? Sperăm să schimbăm cursul evenimentelor din ultimii ani. Suntem puțin datori clubului Dinamo în fața celor de la Timișoara. Sperăm să nu mai fie sincope și să ne demonstrăm valoarea în teren, pentru că anul acesta chiar suntem un grup mai unit decât în trecut și mai valoros. Cât de important e acest trofeu acum la începutul sezonului, din punct de vedere mental, poate, să încep sezonul cu un trofeu? Este foarte important pentru încrederea noastră. Vom începe Champions League la nicio lună de la acest meci. La ce atmosferă te aștepți la Brașov duminică? Atmosfera specifică clubului Dinamo în meciurile importante, ceva extraordinar. Cunoscându-i cât de sufletiți sunt și câtă foame au de performanță, vor să vină alături de noi și cu siguranță vor face tot posibil.